Bună ziua, bine v-am găsit. Iată, astăzi suntem pe... Să mă uit un pic, că nu știu pe ce dată suntem. Suntem pe 27 iulie. Mi s-a cerut să precizez pentru cine sunt filmele când încep să filmez. Eu nu pot să zic că filmele sunt pentru începători, pentru avansați, pentru experți. Aceste filme sunt pentru cine vrea și dorește să se uite. E ceva mai mult personal. Peste ani, bine aceste filme. Eu când am început să filmez în 2013, în luna februarie, și de atunci toată evoluția și pierderea și tot ce am făcut, mie îmi place să mă uit în trecut, e ca o fereastră a timpului. Te poți uita înapoi să vezi ce ai făcut, ce ai greșit. Și acum, la fel, voi filma pentru cine dorește să se uite. Sunt filme gratuite, publice. Și puteți să vedeți ce fac așa, zi de zi, sau când pot să filmez. Nică nu o să pot filma tot timpul. Acum este o perioadă din asta activă, în care trebuie să avem grijă de albinuțe cât mai mult. Și atunci zic, hai să filmez cât se poate pentru a fi o varietate mai multă de lucrări. Între timp, astăzi vreau să vă prezint. Iată la acest tub, ce s-a întâmplat? Știți că eu am izolat mărcile, le-am izolat, totul a fost bine, dar eu am întârziat câteva zile, a fost vremea rece, ploioasă, și matca izolată a intrat în friguri și a și roit. Dar în timp ce a roit, bine, a avut 6 rame cu puietele, le-am luat, le-am împărțit pe la stup. L-am văzut că a roit, s-a învârtit pe aici pe sus vreo 10 minute, după aia surpriza a fost că a intrat înapoi în ladă. Văzând acest lucru, am zis, hai să văd care e problema. Am scuturat repede toate ramele de puiert, am stricat bocile care mai erau și l-am lăsat pe el doar pe rame goale. Și azi vreau să văd dacă are matcă sau nu. În principiu credeam că o să roiască a doua zi, l-a făcut-o. Pentru a vedea dacă are matcă sau nu, iată, cred că e multă albina, am să vă arăt, uitați, să iau camera, să vă arăt, ia uitați ce de albina are această colonie aici, e plină de albina, o să-i mai aduc foi, fiindcă nu eram pregătit pentru așa ceva. Bun, acum dacă e atât albina aici, sigur va trebui să-i dau, două foi și va vedea el ce va face. Asta e posibilitatea mea acum. Fiind roi, fiindcă așa se comportă, fiind roi, ar trebui să crească acele foi. Iată, așa stă albina pe acest, uitați aici, e posibil să mai aibă măci, nu știu sigur, dar cred că e doar albina. Stă albina așa pe diafragmă, le place să stea așa, să vedem. Eu zic că măcile s-au cam eliminat până acum. Ar trebui să rămână una. Iar în zborul acela de ieșire, când a ieșit, trebuia să se împerecheze.
În același. Măcile ies la zbor după ce se maturizează, nu ies măci tineri. Și iară va fi o mică problemă cu marcarea măcilor. Voi recurge la marcarea lor cât de curând, fiindcă mai e cât un caz din ăsta și apare o problemă. Va fi greu să găsesc eu matca pentru atâta albină, dar cel mai concludent o să fie când o să-i dau foile și să văd dacă o să construiască. Asta i-am lăsat mâncare, dar nu i-am lăsat nici o ramă cu puie. Și dacă n-a plecat din stup, înseamnă că trebuie să aibă și matcă. Acesta este un caz fericit că s-a întors roiul înapoi, că putea să plece. Iată ce de albină are asta. Am să fac două roiuri, nu unul. Iar albina care a luat mierea ca să plece, adică cel care a ieșit din stup, pleacă cu gușa plină. A decantat mierea în rame. E un lucru foarte, foarte interesant. Acum tot ce trebuie să urmăresc este dacă era matca bătrână rămasă, atunci găseam ouă. Un avantaj la ce s-a întâmplat aici este că acum, după ce văd eu vreo matcă, o să-i fac un tratament cu varachet și voi vedea clar situația de infestare cu varoa la această dată. Mult mai clar decât la coloniile care au puie. Voi vedea toți păduchii care are această colonie. Mă amuză cât albina are asta. Nu credeam că are chiar așa multă albină. E o albină în călduri. Sper să-i treacă în vreo 2-3 zile. Ce să-i faci dacă s-a întors roiul înapoi? Așa se întâmplă. Un caz mai rar, dar se întâmplă. Are albinuță multe, multe. Și acest lucru că a roit la această dată de denotă că e o albină sănătoasă, mare, dar pe deasupra e și greșeala mea. Ce să-i facem? Nu știu cât o să aduc, trei să-i aduc, nici nu știu câte o să-i aduc. O să-i aduc trei foi. Acesta este un caz mai deosebit și mi să vi-l prezint. Să sperăm că are matcă. Trebuie să fie o mătcuță pe undeva.
Acum că o fi împerecheată, până o fi, vom vedea în câteva zile. O să-l urmăresc strâns. De exemplu, acum 5 zile va trebui să-l urmăresc ca să-i pot face acel tratament. Dar s-ar putea să nu aibă mască. S-ar putea și acest lucru. De aceea voi urmări cu atenție. Bun, cam atât am vrut să vă prezint. O situație mai deosebită. Ca să nu mai lungesc acest film, o să închid și dacă mai găsești ceva prin stupină, o să vă până la următorul film, numai bine.